Nadia, Ioan, pandemia v-a mobilizat și ați avut o expoziție interesantă cu lucrări care ne trimit și în actualitate, ne trimit și în trecut. Practic, este o formă de a revizita și revizualiza întreaga istorie a artelor. Mă înșel? S-a potrivit cu perioada pandemiei, având în vedere că eu la această amplă lucrare lucrez de 3 ani. Deci a fost cumva premonitorie, ca să spun așa. Și toată povestea este foarte veche, pentru că eu întotdeauna am fost foarte întrebătoare și obsedată de ideea că toată lumea poartă măști în anumite conjuncturi, măști neconvenționale și nu sunt adevăratele lor chipuri interioare. Așa că am hotărât să fac eu chipurile interioare pe care le cred și mi-am imaginat aceste măști așa cum ar fi interiorul fiecărui om, cu adevărat. Am încercat să-i văd cu suferința lor, îndurerați, jupuiți, deprimați sau poate bucuroși sau fericiți. În cele mai multe cazuri eu am observat că nu se văd. Suntem cu toții niște ipocriți? Nu neapărat, pentru că în multe cazuri sau în anumite conjuncturi este nevoie să avem aceste măști convenționale, măștile exterioare, dar nu întotdeauna. Însă eu am simțit de cele mai multe ori în dialoguri cu persoane străine sau cu prieteni sau cu familia sau în conjunctură de serviciu sau la conferințe. Am observat că își pun un soi de măști ca să pară altfel decât sunt sau să nu arate așa cum sunt, poate pentru că nu vor să se știe cum sunt cu adevărat. Suferința sau durerile sau chiar bucuriile foarte mari nu sunt bine de exteriorizat și am observat asta. Așa că de aici a pornit ideea mea cu măștile acestea interioare și nu neapărat de la pandemie. Din punct de vedere tehnic, ce materiale ați adus? Pentru că am vrut ca ele să fie foarte diferite, să aibă expresii diferite, vârste diferite, să arate durere și suferință, am ajuns până la urmă la concluzia că este bine să folosesc mai multe tehnici, așa cum este acuarela sau acrilicul sau colajul sau chiar decupajul, pentru că ele sunt decupate sub forma unor măști, colorate foarte diferit, uneori cu pensul a lucrat, alteori cu pastă groasă în care sunt zgâriate diverse semne sau cuvinte. Așa că, da, așa am considerat că trebuie să arate aceste chipuri interioare foarte diferite, foarte, foarte. Nu sunt două măști la fel. Sigur, tehnicile se repetă de la o mască la alta, dar nu seamănă una cu alta sub nicio formă.